Bianca Chisăliță, sunt din Timișoara. Eu sunt Ștefan Chisăliță, sunt tot din Timișoara și sunt de un căsătorit de jumătate de an. Atunci când mă gândesc la modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, pot să zic că am primit într-adevăr har de la Dumnezeu prin căsătorie, chiar dacă înainte poate consideram că este cumva un lucru pe care îl primești doar în momentele foarte grele, dar pot să zic că în toate momentele am primit asta, de a ne accepta unul pe celălalt, poate în lucrurile micuțe sau în lucrurile care ne deranjează așa puțin unul pe celălalt. Și am simțit că după căsătorie am reușit să acceptăm mult mai ușor nevoile, dificultățile celuilalt. Ne-am împărțit și sarcinile prin casă, dar nu să fie ceva specific pentru fiecare, ci așa, pur și simplu ne place să ne ajutăm. Vorbim mult, vrem să ne cunoaștem tot mai mult, să vedem ce probleme are sau ce place să facă. Da, și cred că asta e foarte interesant. Odată ce Dumnezeu binecuvântează căsnicia noastră, am reușit să înțelegem cu ce bagaj vine celălalt. Adică să înțelegem de ce celălalt poate reacționează într-un mod sau în altul și să ne acceptăm așa cum suntem. Mulțumim!